Tată, a venit ceasul tău, proslăvește-l. Pe Fiul tău, autoritate, mi-ai dat asupra oricărei făpturi ce ai creat, la tot ce tu mi-ai dat. Viață veșnică voi da. Viața este să te cunoască pe tine, Dumnezeu, Tată, din veșnicie. Pe pământ te-am proslăvit, am făcut lucrarea ce mi-ai poruncit. Acum proslăvește-mă cu slava ta, umple-mă cuvintele pe care mi le-ai dat. Oamenilor tăi le-am oferit, ei au primit că de la tine am venit și s-au convins că tu m-ai trimis. Nu pentru toată lumea te rog, ci doar pentru ei mă rog. Pentru cei ce mi-ai dat, ce sunt ai tăi cu adevărat. Nu pentru toată lumea te rog, ci doar pentru ei mă rog. Deoarece, Tată divin, ei ție îți aparțin. Eu nu mai sunt în lume, dar ei vor rămâne. Tată sfânt, eu vin la tine. Păzește-i, Doamne, în al tău nume, să fie una cum sunt eu cu tine. Când a fost în lume, i-am păzit în al tău nume. Pe cei ce mi-ai dat, pe toți i-am păstrat. Pe nimeni n-am pierdut, afară doar de Iuda, pe fiul pierzării, cum spune și Scriptura. Ei nu sunt din lume, nici eu nu vin din ea. Pentru cuvântul tău i-a urât lumea. Nu mă rog să iei din lume, dar de rău păzește-i, o Doamne. Ei nu sunt din lume, nici eu nu vin din ea. Pentru cuvântul tău i-a urât lumea. Nu mă rog să iei din lume, dar de rău păzește-i, o Doamne. Ei nu sunt din lume, cum nici eu nu sunt. Prin adevărul tău sfințește-i acum. Cuvântul tău e adevăr și lumină, îi trimit în lume, cum ai trimis pe mine. Ei nu sunt din lume, cum nici eu nu sunt. Prin adevărul tău sfințește-i acum. Cuvântul tău e adevăr și lumină, îi trimit în lume, cum ai trimis pe mine. Pentru ei mă dăruiesc, prin adevărul meu îi sfințesc. Nu mă rog doar pentru ei, ci pentru cei ce cred. Prin cuvântul meu cu toții să fii una, cum ești tu în mine, să fii una în noi, cum sunt eu în tine. Să creadă toată lumea că tu m-ai trimis și toată slava ta lor le-am transmis. Cu toții să fii una, cum ești tu cu mine, să știe lumea toată cum i-ai iubit o tată. Cu toții să fii una, cum sunt eu cu tine, ce mult tu i-ai iubit lumea să cunoască. Cu toții să fii una, cum ești tu cu mine, să știe lumea toată cum i-ai iubit o tată. Cu toții să fii una, cum sunt eu cu tine, ce mult tu i-ai iubit lumea să cunoască. Vreau ca acolo unde sunt eu să fie și ei cu mine mereu. Să vadă slava care mi-a fost dată înainte ca lumea să fie creată. Vreau ca acolo unde sunt eu să fie și ei cu mine mereu. Să vadă slava care mi-a fost dată înainte ca lumea să fie. O neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut niciodată, doar ei au cunoscut că tu m-ai trimis, au știut. O neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut niciodată, doar ei au cunoscut că tu m-ai trimis, au știut. Le-am arătat numele tău, le arăt și dragostea cu care i-ai iubit mereu, care va fi întotdeauna. Le-am arătat numele tău, le arăt și dragostea cu care i-ai iubit mereu, care va fi întotdeauna. Dragostea ta
dragostea ta, dragostea ta, o dragostea ta, dragostea ta, dragostea ta, dragostea ta, o dragostea ta. Dragostea este desăvârșită în noi pentru ca să avem de plină credere în ziua judecății. В мире всем, как он. Вы помните, да? Вы помните? Человечество, lumea și universul merg la judecată. Вопрос, întrebarea este: cine și unde va fi? Vei fi judecat? Sau vei judeca lumea? Dumnezeu a creat biserica. A pus în ea darurile sale, slujirile sale și pe slujitorii care aduc sfințirea, desăvârșirea, creșterea duhovnicească ca să putem împlini menirea pentru care am fost născuți. Amin. Când slujim, când mergem la biserică, când ne dedicăm sufletele, ce se întâmplă? Dragostea este desăvârșită în noi. Este foarte greu fără dragoste. Dacă slujești, dar nu e dragoste, depune efort, lucrează. Pentru că tu ești stăpânul sentimentelor tale. Dumnezeu spune de la început: fiți desăvârșiți, după cum eu sunt desăvârșit. Amin. Poți sau nu să ajungi la așa ceva? Asta înseamnă Paștele în viața noastră. Iisus, Cel care ne aduce la desăvârșire. Amin. Evrei, capitolul 10. Căci printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Aleluia! Acesta este cu adevărat un plan. Acesta este un mare rol. Îți place? Mie îmi place foarte mult. Pentru că îmi permite întotdeauna să fiu sub protecția sângelui mielului.